Bună tuturor, vă salut, intru în direct, sunt la Conferința Națională de Fundraising. Este un eveniment anual organizat pentru ONG-uri. Am fost și anul trecut, se învață lucruri interesante. Eu astăzi, din păcate, în prima parte nu am putut veni, deși am plătit pentru participare la toate atelierele, care oricum sunt alternative. Nu am putut veni pentru că am fost la birou. Acum am fugit de la birou, nu mai pot să-mi iau zile libere. Pe ce puține pe care le mai am, le păstrez pentru European Fertility Week. Deci sunt fugită la birou după amiază să vin aici să mi se spună că sunt proastă. De ce? Pentru că oamenii din ONG-uri, dacă reușesc să atragă fonduri, în momentul în care nu au comunități, practic. Mie mi-e rușine în aceste ateliere să spun că avem asociația pe care am inițiat-o, are un grup cu 15.000 de oameni, în curând 16.000, între care 13.000 chiar sunt activi și că nu am avut sponsorizări, deși stă sticky anunțul și practic în acest moment orice firmă ne poate sponsoriza. Nu mai sunt restricțiile pe care le-am avut în trecut. Deci eu, în momentul în care spun așa ceva, sunt dat afară de la oră, ca să zic așa, pentru că sunt o proastă. Și în acest caz, pur și simplu, în calitatea mea de foarte prost fundraiser, o să vă rog să mă ajutați. Pe grup există acest apel. Orice firmă, indiferent de obiectul de activitate, indiferent de are statut de micro-întreprindere, că a fost această limitare în trecut, nu ne puteau sponsoriza micro-întreprindere. Acum pot. În luna mai am fugit din nou de la serviciu și m-am dus la administrația financiară și am înregistrat asociația în acel registru al ONG-urilor OK, ONG-urilor care își plătesc taxele, care își depun bilanțul contabil, care își respectă statutul și așa mai departe. Deci, suntem acolo din luna mai, suntem, iată, la început de octombrie și eu nu v-am zis, adevărat că nu v-am zis, aici s-a spus, dar nu trebuie să nu-ți treacă prin cap, să-ți fie rușine să ceri, să fii mândră când ceri, eu nu sunt așa, eu sunt o proastă, dar totuși am zis, când fac datoria și să vă spun, orice firmă aveți sau în care lucrați, în care puteți avea o influență pe lângă oamenii de decizie, oamenii aceia plătesc în fiecare trimestru, acum, deci este vorba de trimestrial, dacă am înțeles bine, dar oricum, dacă avem dificultăți și neînțelegeri din punct de vedere tehnic, ne vor ajuta contabilii noștri, orice firmă plătește un impozit pe profit către stat. Ei bine, o sumă destul de importantă, care tocmai s-a modificat din acel impozit pe profit datorat statului, poate fi direcționat către un ONG. Costurile pentru firmă sunt zero, să zicem 1.000 de euro de dat la stat, pot da grosomodo 200 sau chiar mai mult acum, 250 de euro sau ce am zis, Adina, da, 1000 de euro, 250 de euro poți să dați către un ONG, costuri zero. Birocrația constă într-un document transmis pe mail de completat cu datele firmei și un virament. Restul se trimite prin curieră originalul contractului pentru că trebuie înregistrat. Asta este tot. Ajutați-mă cu firmele voastre, cu firmele apropiaților voștri, cu firme în care lucrați, vorbiți cu persoane decidente din acele firme. Peste exact o lună, pe 4 noiembrie, începe European Fertility Week. Avem niște proiecte, discutam adineori cu Andreea, angajata voastră în urma acțiunii de fundraising și spuneam că am fost un pic cam ambițioși anul ăsta. Am ajuns să mă trezesc, eu știți că râdeați de mine că mă trezeam la 3:30, 4, am ajuns să mă trezesc la 12 și un sfert noaptea, la miezul nopții, da? Ajutați-mă să iasă evenimentul așa cum trebuie. Puteți sponsoriza fără costuri asociația SOS Infertilitatea și poate la anul când voi veni la acest eveniment nu voi afla din nou că sunt o proastă, pentru că las o comunitate de 16.000 de oameni inactivă din punct de vedere al fundraising-ului. Atelierul la care mă voi duce acum se numește Cum să-ți transform fanii în fundraiseri. Deci poate o să învăț, poate o să mă deștept. Vă țin la curent. Vă mulțumesc că ați urmărit, vă că v-a plăcut titlul, sunteți foarte mulți oameni online să vedeți o proastă de la cursul de fundraising. La revedere!